Nu avem decât de la 1672, scria Lucaciu. Dar tradiciuni poporale însă arată că în această comună au fost în timpuri foarte îndepărtate viață culturală și industrială, cum abia ne putem închipui. Și are scrie Lucaciu. S-au găsit pe o grindă un veneat cu litere chirilice. AMG, adică A1, M40, G3, adică 1043. Dar de la aceste însemnări fugare, anii au trecut ca zilele, memorand, închisori, un prim război mondial, o mare unire a tuturor românilor, un al doilea război mondial, comunism și o nouă revoluție, în 1989. La împlinirea 131 de ani de la venirea doctorului Lucaciu la Șișești, această localitate înfloritoare azi a definit prin lupta marelui dispărut și hărnicia oamenilor un punct de referință istorică, un loc pentru înalte vibrații patriotice. De ce? Ne putem pune întrebarea pentru că invitația făcută de Lucaciu într-o mare adunare populară de la Iași din 15 martie 1915 a fost și va rămâne valabilă întotdeauna. Când veți veni dumneavoastră la Șișești, veți vedea pe frontispiciul bisericii tăiat în slove aurite că această biserică s-a ridicat pentru unitatea tuturor românilor. A fost și mai este în acest dicton vorba numai de unitate religioasă? Răspunsul este categoric nu. A fost și mai este vorba numai de unitate politică națională? Categoric nu. A fost și mai este vorba, în mod categoric, de unitate politico-religioasă a tuturor românilor. Această predicție a doctorului Vasile Lucaciu este valabilă dacă stăm și judecăm drept și astăzi. Șișeștiul poate fi abordat încă din multe puncte de vedere. Al participării unor delegații din Viena, la Viena, la vestitul memorandum, la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, la luptele din primul și al doilea război mondial, Șișeștiul având eroii săi, veteranii săi de război, refugiații săi din 1940, sacrificații săi din perioada comunistă, conducătorii și oamenii politici de azi, numeroși intelectuali ridicați din comuna sa.
și Shakespeare a devenit cunoscut nu numai în țară, ci și peste hotare. Roma, Paris, New York, Londra, Viena, Budapesta. Prin numeroasa activitate scriitoricească a Leonei de la Șișeni, aici activând de fapt și de drept, ca și la Băsești, stacul major al românilor din Transilvania la răscrucea secolelor 19 și 20. Pe drept cuvânt putem concluziona deci că Șișeniul, prin Lucaciu și oamenii săi, a devenit un voroneț transilvanean al ideii de unitate și solidaritate națională, de stimă și dragoste pentru toți fiii acestui pământ român. Iar am mai spus-o și în față, suntem la un simpozion, la o lansare de carte, evenimente destul de rare, din păcate, în țară, poate și în comuna noastră. Ultima lansare de carte am avut-o acum 3 ani tot, Asociația Renascerea Șiseștiană, volumul 5. Am scris un articol despre ce s-a realizat în comuna Șișești în ultimii 4 ani și ce dorim să realizăm. Sigur că ne axăm în special pe proiecte europene. În ultimii 4 ani am accesat circa 3,5 milioane de euro în comuna noastră, numai pe primărie, și peste 1 milion și ceva de euro pe proiecte. Onorați oaspeți, despre activitatea Asociației Renașterea Șișeșteană ați luat cunoștință în fel și chip, cât am putut, am făcut. Eu aș dori să fac următoarele precizări. Organizatorii acestei activități cultural-patriotice țin să mulțumească tuturor celor prezenți astăzi aici la Șișești pentru a participa la sărbătoarea noastră, care se numește Șișești Vatră Străbună. Cu toții sunteți musafirii noștri și ne bucurăm că ați venit să fiți alături și împreună cu noi la această festivitate. Se cuvine să prezentăm tuturor pe cei care au venit să ne susțină, fiind convinși că iubesc Șișeștiul și pe șișeșteni. Avem printre noi oameni de seamă care reprezintă repere pentru Șișești. Tuturor celor pe care i-am amintit, pe cei pe care nu i-am amintit și nu i-am văzut, sau cine știe ce s-a întâmplat, le aduc mulțumirile organizatorilor. Acestea fiind zise, eu vă invit să ascultați pe cei care au ce să vă spună. Eu am făcut ce am putut. Invit în continuare la microfon pe domnul profesor Adrian Țineghe ca să prezinte câteva din frânturile articolului pe care, foarte interesant, pe care l-a scris în această carte, Frânturi din etosul unui sat. Frânturi din etosul unui sat. Ce înseamnă etos? Sufletul unui sat. Sufletul unui sat se exprimă nu numai în istorie, în perspectiva istorică care am regăsit-o până acum aici. Sigur că istoria este esențială și direcțiile care merge istoria. Conștiința responsabilității istorice este extraordinar de importantă. Dar sub aceasta se află poporul cu durerile, cu sufletul, cu necazurile lui. Ceva din acest suflet al Șișeștiului, și zic eu, nu numai al Șișeștiului, ci al țării Chioarului, poate, da, al României, în final, am încercat să prind într-un articol care apare în acest volum al șaselea și Șișești Vatră Străbună. Doamnelor și domnilor, dragi invitați, dragi șișeșteni, mă gândesc că prezența noastră a sărbătorilor a fost posibilă astăzi pentru că în acest sfârșit de secol 19, către sfârșitul lui, un profesor de limba română de la Colegiul Liceu Romano-Catolic din Satu Mare a fost izgonit într-o parohie, era o parohie foarte săracă, la Șișești. Și acel profesor preot a reușit să facă minuni, minunea
care este biserica închinată unirii tuturor românilor. Foarte mult, vă mulțumesc și veți avea ocazia să vă aspecte din viața doctorului Epaminonda Lucaciu, preot al Șișeștiului. Bună seara tuturor, domnule primar, distinși invitați, doamnelor și domnilor. Mă găsesc aici la Șișești, trec peste aici pentru că, așa cum spunea domnul Babiciu, care mulțumesc pentru invitație și mulțumesc tuturor organizatorilor pentru că m-au invitat la prima manifestare, cu toate că acum 60 de ani am plecat de aici. Dar vreau să vă spun, printre altele, că alături aveți acolo și o expoziție a editurii, a cărților păstorite de mine. Și acum să trec direct la subiect. Această carte este unica carte care a apărut despre fiul Vasile Lucaciu, Epaminonda Lucaciu. Această carte a fost prezentată recent la un simpozion în Statele Unite, la care am fost invitat de către Departamentul de Stat al Statelor Unite, cu prilejul a 110 ani de la prima parohie greco-catolică și am făcut lansarea de carte în Biserica Ortodoxă. Atenție! Deci un preot greco-catolic a fost prezentat într-o Biserică Ortodoxă. Îndrăznesc să spun, și poate mulți o să mă contrazică și accept orice, că Epaminonda Lucaciu a contribuit mai mult pentru unitatea românilor decât Taibăsu. Mulțumesc! Doresc să vă spun că Epaminonda a fost înmormântat la noi, lângă râul de la Șișești, în 1962. Atunci am participat pentru prima dată la ceea ce a început în Șișești Duhul lui Vasile Lucaciu. Ca foarte pe scurt să trecem în revistă împreună, cel de-al șaselea volum al Renașterii Șișeștene, volum care se numește Șișești Vatra Străbună. Precum vedeți, în condiții grafice deosebite, pe copertă se găsește acest minunat stejar din grădina Văsărichii Pitiului, gorunul monumental, scuzați-mă, monumental naturii, pe care jurnalistul Alec Portase îl semnala Andreea Maramureșului din august 2007 că printr-o greșeală nu a fost trecut în catalogul Monumentului Naturii. De fapt, Asociația Renașterea Șișeștena a propus Agenției pentru Protecția Mediului Județului să dea în evidență și să declare, dar nu la declară. Mai avem aici și una dintre lucrările de excepție a meșterului Gavrilă Iusco de la intrarea în satul Negrea. Avem aici o pe altă copertă familia Tănase Babiciu din Șișești. Familia Dumitru Babiciu din Șișești, 44. Grupul de conducător format din Alexandru, format de Alexandru Hendici din Șișești. Membrii ansamblului Vasile Lucaciu din Șișești. Sigur că, plecând doar de la argumentul pe care domnul Gabriel Babiciu l-a trecut în preambulul articolului Biruința de la Beiuș, articol pe care o să-l găsiți în această minunată carte, îmi închipui cât de mândri trebuie să fiți dumneavoastră șișeștenii, cât de mândri trebuie să fim toți românii atunci când ne gândim la acest corifeu al neamului românesc care se numește Vasile Lucaciu. Sigur că în această carte se regăsesc mai multe tipuri de materiale, istorie, geografie, turism, cultură, și fiecare etnografie, fiecare dintre autorii acestor
articole care sunt adunate aici de către domnul Gazul Babiciu, a încercat să spună cu ochii minții, cu pana, să spună ceva despre Șișești, despre ceea ce a fost, ceea ce este Șișești în zilele noastre. Domnule ministru, sunt foarte bucuros că mă aflu aici în fața dumneavoastră și mulțumesc pentru invitația făcută de domnul Babici. Voi încerca să spicuiesc câteva date legate de Dariu Pop, care a avut o tangență pentru viața și activitatea lui decisivă și o să vedeți de. În vedere felul său de a fi extrem de revoluționar, el nu putea suporta orice, mai ales bătaia de joc la care era supusă limba română. Și faptul că mulți profesori de limba română nu vorbeau corect limba română, este nevoit să plece. Ajunge în satul Bulgari, aproape de Maramurești, așa, în această localitate s-au născut părinții săi. Făcând o vizită aici, la dumneavoastră, la o mătușă de-a sa, se întâlnește cu Vasile Lucaciu. Acesta îi propune să preia postul de director al școlii din Șișești. Nu se știe exact dacă a fost chiar director, dar în orice caz învățător a fost din 1909 până în 1910, deci aproximativ 2 ani. Dar ce foarte important este că Vasile Lucaciu a avut o influență extrem de puternică asupra lui. L-a luat, de fapt, sub aripa sa și l-a format ca un mare patriot. Dariu Pop merită tot respectul nostru al tuturor. Să mărem maramureșeni și șeșteni. Vă mulțumesc pentru asta. Mulțumesc, domnule director. Te-am rugat. Participă tot din Lucăceni aici familia Roman, zis Romaniuc, care ne-a oferit o pictură pe pânză a Marelui Tribun. O prezint aici. Este pentru prima dată când această pictură este prezentată publicului. Uitați ce frumoasă și în ce postură minunată. Am așezat-o aici pentru a supraveghea activitatea noastră și să știm cu toții că leul de la Șișești, precum un sfânt, este mereu alături de noi.